concesión. Не могу уже. Я здесь после колена все. Потеряли Марину. А? Потеряли Марину. Где Марина? Вот так сразу понятно. Спасибо. Маечку вообще. Вообще? Да, Андрей. Куда в Киев поедем? Не нужен второй шокер? Бесплатно. А подними. Dragii noștri, în câteva clipe vom începe mitingul nostru. Vreau să încep prin a spune că eu cam bază pe doamna Marina Tauber nu o putem găsi. Avem toate temeiurile să credem că a fost răpită. Așteptăm să apară printre noi deocamdată. Iată, o vedem pe Marina, vine dinspre parc. Marina, te așteptăm aici. За Молдову.
Слово Марине Таубер! Давайте слово Марине! Guvernului și să o lăsăm acolo pentru Riceanu. Puteți și voi să citiți.
Așadar, drag popor al Republicii Moldova, bună ziua, bine ați venit!
Sunteți absolut fantastici, dragii mei! Să știți că astăzi... Această zi frumoasă e frumoasă doar pentru noi! Iar pentru cei de la guvernare e o zi tristă! O zi care va rămâne în istoria lor, a celor care mai au, își dau duhul politic astăzi în Republica Moldova, ca o zi în care și-au bătut joc ca niciodată de propriul popor. Astăzi, Bunul Dumnezeu ne-a înzestrat cu un timp deosebit, ieri ne-a plouat un pic, să dea Dumnezeu să avem o roadă frumoasă anul ăsta, să ne revenim un pic după criza prelungită, după bătaia de joc, după dezmățul în care Maia Sandu și ortacii ei au băgat Republica Moldova în ultimii ani. Dragii mei, suntem în postul mare și sunt absolut convins, e evident lucrul ăsta, că o bună parte dintre voi astăzi nu ați reușit să mergeți la biserică așa cum trebuia să o facem de dimineață. Și o să începem protestul nostru cu tradiționalul tatăl nostru și o să rog bărbații să-și scoată din cap chipiurile și tot ce aveți. Și cu gândul Marina, mâi cu gândul la Bunul Dumnezeu. Marina, mâi cu tăboi. Marina, mâi cu tăboi. Marina, mâi cu tăboi. Marina, mâi cu tăboi. Așa, dar dragii mei, o să rog un pic de liniște și o să rog repetat bărbații să-și scoată chipiurile. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce prin noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin! Dragii mei, iată, să știți că Bunul Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi, să ne țină sănătoși, să ne țină în putere, să ne dea Dumnezeu, ne-a dat Bunul Dumnezeu astăzi energie suficientă ca să venim a câta oară deja aici în inima Moldovei, în capitala noastră, în Chișinău, pentru a ne manifesta dezacordul cu ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Și accentuăm pentru toți dulăii care stau în spatele nostru, dulăii Maia Sandu, acesta este un protest pașnic! Este un protest care aparține poporului Republicii Moldova! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Mâinile sus! Noi suntem poporul! 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 Dragii noștri, să știți că astăzi cei care ne conduc în frunte cu Maia Sandu se tem de un singur lucru. Se tem de curajul pe care fiecare dintre dumneavoastră îl aveți. Un curaj deosebit. Un curaj ieșit din comun. Tot aparatul de stat și nu numai. Cei care ne conduc astăzi au reușit să ducă în eroare și partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. Vrem să spunem tuturor, cei care vin și protestează aici în Chișinău, sunt poporul Republicii Moldova. Noi nu suntem împotriva Uniunii Europene, noi nu suntem împotriva Statelor Unite, noi nu suntem împotriva României, noi nu suntem împotriva Rusiei, noi suntem pentru Republica Moldova! 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 Aceasta este țara noastră! Nu este țara lor! Aici
s-au născut, au trăit, se vor naște și vor trăi. Moldovenii, jet de jet, oamenii silitori, harnici, cu frică de Dumnezeu. Și vom merge și ne vom apăra țara de fiecare dată când va fi nevoie. Iar astăzi, dragii mei, este timpul să stăm strajă. Este timpul să fim, noi să fim cei mai curajoși. Noi suntem Moldova! 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 Peste 700 de mii de semnături deja! Am reușit să strângem cu toții împreună cu Mișcarea pentru Popor. De asta se tem ei. Ei cred că dacă pun Dunării lor prin satele noastre, sectoriștii, polițiștii, securiștii, procurorii și toți ceilalți care intimidează astăzi cetățeanul Republicii Moldova pentru a nu veni aici în Chișinău și pentru a nu protesta pașnic, au utilizat toate metodele barbare împotriva propriului popor. Manipulează folosind Poliția Națională cu situația din țară. Ei sunt primii care destabilizează și aruncă maier democrației din Republica Moldova. Ei sunt cei care amenință cu aparatul represiv al statului împotriva propriului popor. Aceste lucruri se încadrează în codul penal al Republicii Moldova. Uzurparea puterii de stat la care cu toții asistăm are o formă continuă de câțiva ani buni. Și aici nu există termen de prescripție. Aduceți-vă aminte, Cernăuțeanu și clica ta. Uzurparea puterii de stat nu are termen de prescripție. Asta mă o să vă aduce la minte. La pușcărie! 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 Stimați cetățeni, haideți să vedem cea mai europeană, în ghilimele, poliție din Republica Moldova, care nu ascultă nici pe Joseph Borrell și nu ascultă nici pe departamentul din Statele Unite, care au vorbit în gură mare despre dreptul universal de a protesta. Și ce se întâmplă? Deci, în Georgia, după spusele lui Spinu, ale Maiei Sandu, a domnului Borrell, a departamentului de stat din Statele Unite ale Americii, a fost un protest pașnic. Și acolo poliția nu trebuia să se implice în mersul acestui protest, acestui meeting. Dar aici ce se întâmplă? De ce noi nu putem să protestăm? Din ce motiv nu ne lăsați să mergem la guvern? Ați primit indicații de la Maia Sandu și ele sunt mai presus decât Constituția sau cum? Voi toți o să stați la pușcărie și vă trebuie să vă fie rușine. Pentru că ați pus cordonul în fața oamenilor, pensionarilor noștri, care au construit țara noastră. Aveți și voi, părinții, și voi trăiți din salarii mizere. Vă place să fiți utilizați și pe urmă aruncați, ca și toți ceilalți. Domnule Cernăuțeanu, vă aduc aminte cum a fost aruncat în gunoi robul, pe urmă Spânu, pe urmă Litvinenko, împreună cu Gavrilița. O să fiți aruncat și dumneavoastră, când o să fiți utilizat până la maximum și nu o să rămână nimic util de la dumneavoastră. O să fiți aruncat în urna istoriei, o să fiți în gunoi. Pentru că ați mers împotriva poporului. Și așa cum a zis colegul nostru, termenul de prescripție pentru aceste infracțiuni nu există. Și voi o să răspundeți pentru asta. Ați lăsat întreaga țară fără poliție și fără carabinieri.
Pentru că credeți că aici, în capitala noastră, acum se întâmplă cea mai mare infracțiune. Unde sunteți voi când vă trebuiți cetățenilor? Rușine! 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 Nestimată poliție, vă rog să citiți ce au spus reprezentanții Uniunii Europene. Pentru că când vorbiți de vectorul european, trebuie în primul rând să țineți cont de democrația și de drepturile cetățenilor. Au venit astăzi la protestul nostru și niște susținători ai Maiei Sandu. Noi desigur că îi tratăm cu stimă și respect, pentru că fiecare are dreptul de opinie lui sau ei. Dar vă rog, stimați reprezentanți ai Maiei Sandu, să citiți ce a spus Josep Borrell, să citiți ce a spus reprezentantul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Și să vedeți cum trebuie să fie petrecute protestele pașnice. Voi, dacă doriți în Europa, trebuie acum, în mod urgent, să ne dați drumul să trecem acolo unde ne dorim. Noi vrem să citim o rezoluție în fața guvernului și să o lăsăm acolo. Foarte corect mi-au zis polițiștii că acolo nu este nimeni. Desigur că duminică e zi de odihnă, dar avem impresia că guvernul nostru se odihnește în fiecare zi, pentru că această clădire nu ne mai reprezintă. Plecați, nu ne mai reprezentați! 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 Jos Maia Sandu! 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 Jos pas! 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 O să rugăm pe colegul nostru, Roman de la Florești, să vă vorbească despre inclusiv experiența lui, să stea la pușcărie fiind nevinovat, pentru că regimul Maiei Sandu, haideți să-l salutăm pe acest băiat tânăr și curajos! Practic în aceeași perioadă de timp am stat în penitenciarul numărul 13 și cunoaștem ce înseamnă presiunea marca Maia Sandu. Deja și Litvinenko a plecat de la brigada aceasta de hoți și bandiți pentru că nu vrea să răspundă pentru aceste porcării. Și astăzi, rând pe rând, noi o să vă povestim și despre experiența noastră și cum ei continuă să uzurpeze puterea în statul nostru. Dar noi vom continua lupta noastră. Vreau să declar oficial și o să rog presa să-mi ajute, vă rog, și să ne oferiți
aceste videouri de astăzi, unde Cernăuțanu, șeful IGP, m-a lovit pe mine, pe deputat în Parlament. Luni noi o să depunem toate plângerile respective în toate instituțiile statului, ca acest hoț și bandit, sluga Maiei Sandu, să răspundă și să stea la pușcărie. Jos Cernăuțanu! 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 În același timp, reprezentanții poliției și reprezentanții carabinierilor astăzi au lovit mii de cetățeni. I-au bruscat, au blocat accesul în oraș, în capitală. I-au blocat toate drumurile și toate posibilitățile să fie aici, în capitală. Pentru ce faceți asta? Nu înțelegeți că într-o zi o să răspundeți. Noi ultima dată solicităm ca să ne dați voie să trecem la guvern, să citim acolo o rezoluție din partea oamenilor și o să plecăm pașnic acasă. Și vă rog să vă ocupați cu provocatorii, pentru că aceasta este misiunea dumneavoastră. Sunteți plătiți din bani inclusiv și ai noștri și trebuie să slujiți poporului Republicii Moldova, nu Maiei Sandu. Ea oricum nu o să vă fie recunoscătoare. Să țineți minte de celelalte experiențe. Acum voi apărați drepturile hoților și bandiților, pentru că Maia Sandu este cea care a furat împreună cu Filat miliardul din sistemul bancar și acum nu vor să plătească facturile cetățenilor noștri, pentru că au furat încă un miliard care a venit din partea partenerilor de dezvoltare. Daloi, Maiu Sandu! 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 Bună ziua, Republica Moldova! Vreau să văd nordul, mâinile sus! Centrul Republicii și sudul, toți împreună! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Stimați prieteni, nu am fost prezent la multe proteste cu care îmi doream să fiu. Așa cum știți, această guvernare ne-a încălcat și ne încalcă toate drepturile noastre constituționale, drepturile universale, dreptul la liberă exprimare, dreptul la întrunire. După cum știți, eu știu câțiva colegi am stat închiși, hăituit de această guvernare la penitenciarul numărul 13. Dar și de acolo vă susțineam, fiindcă știm că calea noastră este una corectă. Tot ce facem este doar pentru cetățenii acestei țări, pentru noi, pentru părinții noștri, pentru frații noștri, pentru cei care am rămas și ne dorim să rămânem acasă. Noi nu ne dăm bătuți. Da, am venit astăzi aici cu riscul că astăzi sau mâine iarăși să mai am un dosar penal deschis. Dar de ce? Fiindcă am curajul să critic această guvernare. Am curajul să le spun pe nume așa cum este. Și nu vreau să fiu un fățarnic să vă prefac că la noi acasă este bine. Este bine oare la noi acasă? Nu! Facturile spune? Nu! Ne lămuresc că noi nu dăm compensații. Oameni buni, zilnic vedem la televizor că ne dau credite. Dar atenție, guvernarea asta va pleca. Nu azi, mâine. Dar creditele cine le plătă? Nu tot noi? Oare nu avem noi dreptul să cerem să fie achitate factorului final? Nu tot noi vom încheia pe aceste bani? Rușinită cu această guvernare că nu fac aceste facturi
așa. Și nu doar aceste facturi, dar aceste demn astăzi marcă către reprezentanții independență, n-am văzut așa ceva, Republica Moldova. Nici o guvern nu are s-a comportat cu propriul său popor. Cum se comportă această guvernare în frunte cu Maia Sandu? Jos, Maia Sandu! Și Domnul ne ajută! Iar acum vreau să prezint
colegul meu, Alexandru de la Bără. Alexandru! Dacă ne mai trimit la așa ceva, monopod, nici o fel de trepied, asta e greu. La ce bancă?
poliție, și în megafon, și în microfon. Așa că dacă acum... Poliția a anunțat deja că au fost primele rețineri. Ce știți despre cine și de ce? Înțelegeți, poliția și procuratura la noi sunt ca aceste site-uri și știri galbene, care spun că au reținut de la partidul politic șor de fiecare dată. Eu nu cunosc, în calitatea mea de vicepreședinte al partidului politic șor, nu cunosc de nicio reținere legată de partid, ca cineva din colegi din partidul politic șor au fost reținuți. Poate poliția i-a reținut pe cineva. Vă rog să nu mă întrerupeți. Haideți, eu răspund. Eu răspund la doamnă și pe urmă o să răspund. Dar o să vorbiți cu domnul sau discutăm mai departe? Domnul Climencu a fost la pe sus. Niște trădători de țară, vă fi limbă și de... Mă și intervit la un poț... Poliția anunță că Federația Rusă ar organiza destabilizări prin intermediul partidului șor. Cum comentați? S-ar fi închiriat mai multe Stimați jurnaliști, haideți să alegem. Ori domnul vorbește, ori eu vorbesc. Spuneți lui dacă vreți să vorbiți cu dumnealui, nicio problemă. Eu pot să plec. Este o hoțomantie. Un poț care te plăcește cu SB-ul rus, Transnistria și Moscova. Poate vă rog numele, familie, eu vreau să dau în judecată pe ceea ce ați spus. Dați numele și familie. Cum e numele și familie? Marina Taube. Șor familie. Șor mă cheam. Șor. Miran Șor familie. Poliția, vă rog să interveniți. Domnul este agresiv și probabil a băut. Vă rog să vă interveniți. Vedeți cine este primit de aia ta. Ne venim la discuție. Deci eu nu cunosc la cele mai interveniți să fie reținut. Și astăzi eu am ascultat cea mai mare atenție declarațiile domnului Cernăuțanu. Eu nu înțeleg despre ce el a vorbit, pentru că și el singur mi se pare că nu a înțeles. El a vorbit de destabilizări, el a vorbit de apartamente și rețineri, dar și el singur nu a spus nimic despre partidul politic șor. El a spus că probabil o să fie careva provocări în cadrul mitingului de astăzi. Dar noi vedem provocările din partea poliției. Dar noi nu vedem niciun provocator sau o persoană care să provoace spirite din partea noastră. Da, eu în calitatea mea de deputat vreau să merg la guvern. Eu vreau să vă arăt cu ce eu merg la guvern. Cu o rezoluție. Rezoluție care eu vreau să aduc la guvern. Și eu nu înțeleg de ce într-o țară democratică mi este îngrădit dreptul să trec la guvern. Eu împreună cu cetățeni. Eu vă asigur și vă rog, stimată presă, să verificați. Noi am depus declarații și pentru protestul în fața Parlamentului, și pentru protestul în fața Guvernului, și pentru protestul în fața președinției. Este dreptul nostru. Cum a spus Josep Borrell? Cum a spus reprezentantul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii? Că cetățenii au dreptul universal de a protesta și poliția nu trebuie să îi împiedice această posibilitate. Noi vrem ca și în țara noastră să funcționeze aceste legi care au fost aplicate pentru Georgia. Și reprezentanții președinției, domnul Spânu, a spus... Eu nu compar, eu doar zic că protest este protest. Este nemulțumirea oamenilor. Și dacă oamenii noștri nu sunt mulțumiți cu ceea ce face Maia Sandu și PAS, noi putem să ne manifestăm în fața guvernului. Spuneți! Diferența este una colosală. Aici nu sunt cocktailuri Molotov, aici nu sunt destabilizări, aici sunt, este comportamentul agresiv din partea chiar și poliției care m-a lovit. Vă rog să vedeți aceste videouri, ele se regăsesc în live-ul meu. O să vedeți cum Cernăuțanu m-a bruscat pe mine personal și pe alte femei. O să dau în judecată, o să scriu plângeri în procuratură și în celelalte organe competente, ca domnul Cernăuțanu și ceilalți să răspundă. Eu de câteva ori am spus, stimați polițiști, puteți să verificați, și domnului Pascaru am spus, puteți să verificați, noi avem toate declarațiile, îmi cer scuze, depuse în primărie. Și noi am luat decizie împreună cu cetățeni care sunt mulți, foarte mulți,
să mergem la guvern. Spuneți-ne, vă rog, stimată presă, de ce nu putem să mergem la guvern, din ce motiv? Vrem să mergem, să citim această rezoluție, să lăsăm acolo cutii cu 700 de mii de semnături din partea cetățenilor noștri și să plecăm acasă. Iată, eu vă promit, eu vă garantez că noi vrem să facem acest lucru. De ce s-a retras partenerul de coaliția dumneavoastră, Cavcaliuș, spune că pregătiți destabilizări? De ce astăzi o chema lumea să nu vină? Dumneavoastră, vedeți că unica... Păi declarația lui, ia păcat lui Cavcaliuș de la Londra. Bine, nu strigați, eu am înțeles întrebarea. Asta e vocea puternică, doamne. Super, bravo. Poate să protestați cu noi atunci. De ce s-a retras Cavcaliuș, să nu vineți la protest? Eu nu pot să comentez pentru domnul Cavcaliuș. Păi, dar sunteți cu organizatorii protestului, nu? Da, mai bine. Pregătesc destabilizări, poate nu veniți. Dar unde sunt destabilizări? Vedeți destabilizări? Unde sunt destabilizări? Arătați-mă, arătați-mă destabilizări. Doamna, în luna mai protestat. Eu încă o dată vă spun, eu, fără domnul Cavcaliuc, pentru că așa nu este corect, nu o să comentez nimic. Împreună cu dumnealui o să ieșim și o să comentez. Dar l-așteptăm acasă, e adevărat. Doamna Taugăr, din luna mai... Adresați. Doamna Taugăr, din luna mai protestat. Dumneavoastră vreți, știți, să puneți tot pe mine, pe spatele meu. Jumătate Cavcaliuc, jumătate... Hai jumătatea mea, vorbesc jumătatea mea pentru domnul Jor, pentru partidul Marina, din luna mai protestat. Eu am fost la pușcărie. Domnule, am fost la pușcărie. Credeți-mă. Și acolo am rămas om. Dar unde vii copotul la OK? Păcăți fiți copot. Doamna Tauber, din luna mai protestat. De atunci până acum poliția a înaintat vreun dosar în judecată cu probe? Nu, eu nu cunosc de niciun dosar, doar sunt spiritori și sunt spiritului din partea lor și atât, ca și procuratură la fel, care nu face nimic. Eu fur și-a mâine. A fost percheziții, peste 4 milioane de portreți. Oamenii legii așa spun, dar eu încă o dată, în calitate de vicepreședinte al Partidului Politic Șor, vă spun că eu nu cunosc de unde sunt banii aceștia. Și dacă oamenii legii vă spun asta, vă rog să solicitați de la dânsii careva bază juridică sau careva demonstrații, careva dovezi că sunt banii Partidului Politic Șor. Nu toți banii din țară, din păcate, sunt ale noastre. Dar cum comentați dumneavoastră faptul că... Din păcate! Nu, noi tare am vrea ca să fim bogați și să trăim într-un stat prosper. Contra manifestanții sunt lăsați aproape de protestatari. Eu am văzut asta și văd că poliția este împreună cu provocatorii. Iată, aici noi constatăm destabilizarea în masă. Eu mă duc la protestatari, vă mulțumesc foarte mult și eu vă rog frumos să arătați cum Cernăuțanu m-a bruscat pe mine și pe alte femei și pe cetățenii noștri pașnici. Vă rog, chiar din suflet, să arătați acest segment. Cum poliția ne-a bruscat pe noi, pe deputați în Parlament și pe reprezentanții cetățenilor. Băi, cu Sputnic! Voi sunteți interziți la mama dragului, să firma asta Putin! La mama dragului să firma! Unii și-au Sputnic interziți! Avem niște poliții! Aici avem poliție! Zor! Poliție! Zor! Zor!
cine a câștigat războiul din față, pașul față, față, față? Ce crezi că românii ăștia? Românii o câștigat pe Zelenski Săiu! Deci! Я на спорте мата. Немцу опернул бою. Сильно опернул. Но я кштигат. Русы, гой, это чай. У русского, где это кштигат? Ищи меня, конечно. Тебе за ас, да мата, ты плечом по катоса же. Ты че, а? Ну ешь по катоса. Будет кто-то от панталона. Ну ешь по катоса. Деньги в руки это нехорошо. Иди ты до немцев. А сколько арды нормал? Щиток, детали там миллионы. Кто это слюжит грабка швом? Все американцы что дали? Бади. Все что дали американцы? Бади, а сколько арды нормал? Чего дали? А вот бани. Чего дали? Бади, дали на испачку бани у меня. Там интересно. Какие машины? Бади. Когда ты мой на синграпе американ, кто да синграпе попа лошадь? Так, а меня не пусть рыбкрыл, а не вас и дядь остаться. А кому я? Синок ты беруши в Украину, на кажется. Да чинок ты душ на дыш, ладно. Лешки сиди. Лешки сиди, Яков. А тут еще лупки. Тут все лупки, Яков. Ну, ты говорю, вообще с пимейшкой. А когда вы вылезли? А пошли. Вот 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 лежит, что ж ты еще. Что ты не идешь, Наталья, дакай бай. Турецко бие нозыш дочь, уами. Люди, мы не пой, мы не тащи. Русу мне с моей либерезы. А тебе что ты не трес покинет? Так, ну воплаща моя. А ты душа, Рубрия? А ты душа, ты душа. Синя ты пыняешься. Синя ты пыняешься. Кто ты, Рубрия? Эй, синя ты пыняешься. Кто ты, Рубрия? Эй, ты пыняешься. Эй, кто ты, Рубрия? Nu mai prostii, nu mai
Am fost anunțați că președintele de onoare a Partidului Politic Șor, domnul Valeriu Climenco, care are 69 de ani, a fost reținut de către ortacii ăștia care îți optim. Da, el e primul diversat, ca spune domnul primar, dar a fost reținut de poliție la 69 de ani. Este un domn care toată viața lui a fost funcționar. Că e vorba de Parlamentul Republicii Moldova, că e vorba de Consiliul Municipal. Dar un domn care toată viața a avut timele acestei țări și iată cum forțele de poliție, organele de poliție, la comanda directă a Găltinieței, care deja devine tot mai ceasa asta galbenă, mai tensă și mai tensă, iată polițiștii în lor execută aceste porunci venite direct de la președinție. Rușine, mă! Rușine! 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 Dacă s-ar lua unul la unul Cerneuțanu, credeți-mă că de urmă lui Cerneuțanu o dungă de corp așa numai o să iasă, dar fugi de-a fi până în picioarele astea moi, sigur, dacă îl ia la ocărât, poate Valeriu. Așa că să-i urăm sănătate, eu, domnul Valeriu, și-l așteptăm cât mai repede printre noi, iar în continuare o să rog un alt om deosebit, care este Fabio Zuganu, unul din actorii care vin și protestează de fiecare dată aici pe scena improvizată din centrul capitalii. Domnul Zuganu, vă rugăm frumos! Mulțumesc! Bună ziua, Chișinău! Bună ziua, Moldova! Dobro! Дорогие друзья, о чем я хочу сказать? Честно говоря, немножко устал, потому что посещаю все митинги. Но сегодня получилось здорово. Сегодня у нас был допинг. Вот здесь было три провокатора стояло. Они шли. Я хочу на посещение. Но это все очень плохо. Нас становится все больше и больше. И что мне нравится, на митинг уже приходят собаки. Это Чарли, Капель или Сука. Капель! Дорогие мои друзья, жалко, что ушли эти три провокатора. Но я им все-таки посвящу стихи. И пусть над нами наклонится соловьиная плеть. И мы не умрем от скуки. Сегодня на протест пришел Капель, правда ушли три суки. Мне самому понравилось. Но еще я вам хочу сказать одно, что было вчера. Дорогие мои, вот здесь, за зданием этим, есть библиотека. Государственная национальная библиотека. Сегодня парламент хочет эту библиотеку отдать ненавистнику, отдать библиотеке, лишить нас православной веры. Когда у Гросу спросили, куда мы денем, почему вы лишаете народ читать книги? А он говорит, вы хотите читать книги? Вовам! Едьте в Румынию, там читайте. Я составил здесь, надо вот, мне говорят, надо без мата, сейчас уберу. Представьте себе, что сказочные герои отвечают партии ПАС. Спросим, о ком великий? Стремимся мы на Парнас. Мы открываем книги, а книги открывают нас. Фетрумос и Чиполино живут в книжном мире ином. А папа Карло и Буратино вас огреют бревном. У лукоморья по цепи золоченной, повторяя сказки дословно, кот даже ходит ученый. Они же тупые, все поголовно. Гроссу, злодей интровертный,
с перекошенным от злобы лицом, и пусть добрый Кощей бессмертный трахнет его кельцом. Сыграем в орла и решку, раз книги вам не знакомы, и пусть вас, как белоснежку, отымеет Семерка гном. Не плетите убого интриги, политической своей проституции. Прошу вас, читайте книги, начните, господа, с конституцию. Да здравствует Молдова! За триумф Молдова! Дорогие мои друзья, я благодарю всех, кто пришел, и, конечно, эту собаку. Самое интересное, что она поменяет больше, чем для сегодня. И вот это очень хорошо. За триумф Молдова! Doamna Marina Tauber, care astăzi a fost în focul cel mai mare, a încercat ea să-și ia cum ar veni dreptatea după ea, în plinătudinea cuvântului ce înseamnă dreptate, și a primit-o și la Cirneuțeanu. Și au bruscat-o și cei care, înțelegând că așa este mai bine să te răfuiești cu o doamnă, după ce au înțeles că la pușcărie n-au ce să-i facă, ea a venit mai puternică și mai plină de energie. Și haideți aplauzele care vin acum să o încurajeze pe Marina să vină aici în fața domnilor voastre. Iar până a dat citire acestei rezoluții, o să vrem să dăm un rând de aplauzele și unui om deosebit care își face grijă în fiecare zi pentru soarta țării, și acesta este prietenul nostru, Ilanșor, pe care îl salutăm și spunem că îl așteptăm cât mai devreme aici, acasă, în Republica Moldova. Ilanșor! Stimați cetățeni, bună ziua încă o dată tuturor! Dobri denișoara s Moldova! Bună ziua! Eu nu am avut! Dar haideți să-i rugăm și pe ceilalți care sunt blocați în drumuri, toți să le spună bună ziua! Noi suntem Moldova! 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 Nu mai văd pe Cernăuțanu, probabil s-a dus la masă. Dar e timpul mesei la noi, sau cum? Să mănânce pizza împreună cu Gavrilița. Eu am luat un pic de pânică de la domnul Duganov. Văd că zâmbesc și polițiștii. E situație și penibilă și regretabilă și una foarte ridiculă, băieți și fete, apropo. Foarte frumoase, nu știu ce faceți aici, dar Cernăuțanu v-a lăsat, văd că sau s-a dus să lupte cu cel mai mare infractor, Climenco, care a fost arestat, apropo, acum, reținut. Nu arestat, poate reținut. Eu deja nu știu ce diferența la voi este între reținere și arestare, pentru că am trecut și eu prin asta și diferența nu am observat. Parcă ești reținută, dar pe urmă stai 2 luni la pușcărie. Cum așa? Nu știu. Dragii noștri,
Zilele acestea, așa cum am spus anterior și așa cum au spus ceilalți vorbitori, noi am auzit din partea oficialilor de rang înalt din Europa și din America că există așa un drept, drept universal de a protesta. Dar noi cu dumneavoastră suntem mai răi decât în alte țări. Nu știu cu ce noi suntem mai răi sau nu prea înțeleg ce cuvânt acum să utilizez ca să rămân în limitele diplomației. Dar noi cu dumneavoastră suntem din altă luat. Probabil mai prost. Pentru că nouă nu ne dau voie să protestăm în țara noastră. S-a apropiat acum la mine un domn din Suedia și mi-a dat câteva întrebări. Și eu pe dânsul l-am întrebat, cum dumneavoastră vedeți să fie așa ceva în țara dumneavoastră? Vă imaginați că în Suedia sau în Elveția sau în Germania sau în Italia sau în Franța sau în orice altă țară oamenii să fie blocați când vor să se apropie de guvernul lor? Am în vedere de clădirea guvernului. Ea ce? Nu este a noastră. Guvernul este a poporului. Aici stau foarte mulți oameni în vârstă care ați construit țara noastră. Și aș vrea să vă rog frumos, dragii noștri tineri și noi toți împreună cu colegii noștri, să vă aplaudăm pentru ceea ce ați făcut, toată stima și respect și plecăciunile noastre pensionarilor din Republica Moldova! Vă mulțumim pentru tot! Dragii noștri pensionieri, мы хотим несколько минут посвятить именно вам. Вы наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, старшее поколение. Вы строили нашу страну. Мы здесь благодаря вам. Но сегодня вам, тоже молодые девчата и ребята, преграждают путь, называя вас диверсионистами, шпионами, разными силами. Но посмотрите, пожалуйста, дорогие полицейские, кому вы преграждаете дорогу? Женщинам, бабушкам, дедушкам, депутатам, советникам, в общем, обычным людям, которые пришли протестовать. Я не исключаю, что здесь есть и ваши родственники, которых вы пытались агрессировать. И вы делаете это по заказу, по приказу. Но не понимаете, что вас никто за это не отблагодарит. Ни люди, ни Майя Санду. Закончите так же, как Робу, Литвиненко, Спыну и все эти бандиты, выкинутые на помойку. Никто не будет вас спасать из тюрьмы. И к вам там будет 100% другое отношение. Согласны со мной? Ла пушкария! Ла пушкария! Ла пушкария! Ла пушкария! Ла пушкария! Ла пушкария! Iată un domn în vârstă spune că banditismul vine de la voi. Ce facem? De la poliția, care trebuia să fie cu noi, cu poporul. Dar cu cine sunteți? Cu hoți și bandiți? Rușine vouă! Rușine! 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 Довели народ просто до какого-то ужаса, стыд и позор. Начальники ГП замахиваются.
замахивается, толкает и ударяет женщин, депутатов парламента и простых людей. Где этот замечательный человек или сбежал уже? Бессовестный просто. Как вам не стыдно работать под началом его Иревенко? Да я бы на вашем месте скинула бы сейчас эти ваши кепки и эту вашу форму и сказала: надоело! Позор! 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 Диверсионист, чеченец, сырб, не ротац, ворог! Унди сонд! Шпион! Шаша май депорте! Майя санду ависат! Давай экзекутац! Унди сонд диверсионист, а ротац, ворог! Куникуцеш и дедуцеш и мощнеч, шаша май депорте, уамени дин тота цара! Не ворбин, де фактул кавой, я сблокад друму, латоц! La toate intrările în oraș și la intrările în celelalte orașe, apropo. Să știți, toată presa, de la guvernare vă rog să reflectați aceste evenimente, că astăzi de la orele 5 dimineața autobuze, autocare, rutiere și mașini n-au putut să intre, de exemplu, la Ungheni, la Florești, cei de la Bălți au mers pe jos în genere. Din ce motiv? Avem duminica cea mai importantă în care verificăm toate licențele din țară. Atunci de ce Ricean nu lucrează? Dacă ziceți că este zi de odihnă, dar din altă parte verificați pe toți. Dragii noștri, așa nu poate să se continue. Pentru că mâine voi mâine o să vreți să ieșiți din casă, dar vouă să vă spună că nu ne place coftiță dumneavoastră. Nu ne place cularea ochilor. Și o să vă închidă nu doar gura, dar și ușa. Vor să ne implice în război. Vor ca bărbații din Republica Moldova să moare pentru cine? Pentru Maia Sandu și interesele lor. Ea nu are nicio rudă în Republica Moldova. Nu este legată cu nimic din țara noastră. O să plece și o revoa. Nu o să mai vedeți. La fel cum au plecat și celelalte deja. Dar mai întâi o să stau la pușcărie. Acest lucru noi vă promitem. Împreună cu slugile ei. Jos Maia Sandu! 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 Această țară în Chișinău și am crescut în această țară. Am trăit câțiva ani în Germania și niciodată nu am văzut așa ceva acolo, într-o țară europeană despre care ne vorbește în fiecare zi din toate televizoarele Maia Sandu și ceilalți. Noi parcă suntem mai răi decât nemți, da? Sau celelalte popoare. Noi permitem de fiecare dată să fim în mai răi decât nemți, da? Nu sunt deputat în Parlament, nu pot să trec la guvern, să las o rezoluție. Cui trebuie acest mandat? Mă mândresc de acest mandat doar din simplu motiv că mi-a fost delegat din partea domnului președinte Ilan Șor și din partea partidului meu și din partea poporului. Dar nu putem să facem nimic cu statutul nostru de deputat. El nu este respectat în țara noastră. La noi este doar un SRL, se numește PAS, care conduce țara și a uzurpat puterea. Și toți politicii.
dau drumul în țara mea să trec la guvern. Ați văzut așa ceva în alte țări? Dar noi, moldovenii, ce suntem, cei mai proști? Nu? Atunci haideți să continuăm să luptăm pentru drepturile noastre. Spuneți-ne, vă rog, ca să audă, poate mai este cineva la guvern. Pentru că astăzi noi am venit mult mai aproape de această clădire decât în datele precedente. Voi, cetățenii Republicii Moldova, vreți ca să vă fie achitate facturi pentru decembrie, ianuarie și februarie pentru gaz, electricitate și căldură, da sau nu? Mai tare ca ei să ne audă, da sau nu? A doua întrebare, voi, cetățenii Republicii Moldova, vreți ca în țara noastră să fie război, da sau nu? Mai tare! Noi suntem Moldova! Noi suntem Moldova! Noi suntem Moldova! Noi suntem головы бандерлоги, которые за деньги, за доллары и родину, и мать родную, вот самое святое это дом, родители. Acreditate din țara noastră și organizațiilor internaționale că
atitudine critică față de putere. Maia Sandu și regimul ei, care promiteau în campanie electorală justiție, libertate și democrație, au transformat procuratura, CNA, poliția și sistemul judecătoresc în organe represive pe care le folosesc intenții împotriva oamenilor. Sute de autobuze și microbuze sunt blocate de miile de polițiști mobilizați de Maia Sandu și regimul ei odios pentru a piedica dreptul fundamental al cetățenilor la întruniri și la exprimarea opiniei. Tragem atenția și asupra faptului că în ultimii 2 ani Republica Moldova a primit din exterior sprijin financiar de aproape 1 miliard de euro sau peste 20 de miliarde de lei. Iar în 2023, doar din partea Uniunii Europene, deja au fost promise 250 de milioane de euro, adică peste 5 miliarde de lei. Noi, poporul care suntem suveranul țării, nu cunoaștem care a fost soarta acestor bani. Ținând cont de aceste paralele și abuzuri fără precedent, poporul adoptă prezentă rezoluție. Noi, cetățenii Republicii Moldova, adunați la mitingul pașnic din 12 martie, în fața Parlamentului, îi cerem conducerii țării să plătească integral facturile tuturor consumatorilor pentru gaz, energie electrică și termică pentru cele 3 luni de iarnă. Așteptăm răspunsul regimului în decurs de 24 de ore. În cazul în care guvernul nu va răspunde la această revendicare până luni, ora 13:00, poporul își rezervă dreptul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a obliga conducerea țării să respecte voința poporului. Sunteți de acord? Cine este pentru? Cine este contra? Abțineri sunt? Acum, dragii noștri, noi constatăm că am terminat meeting-ul nostru, dar ar trebui în mod normal să ducem această rezoluție la plătirea guvernului. Ce spuneți? Ce facem? Așteptăm până mâine sau mergem și o ducem acum? Mergem acum, precis? Să nu spună pe urmă că ei destabilizează situația. Haideți atunci să mergem toți împreună la guvern și... Și să spunem polițiștilor că noi vrem să ducem rezoluția la guvern. Noi suntem poporul! Noi suntem poporul!
S-au venit că nu uita pușcăria e mata ta! Nu, are bărboafe aici, bărboafe. S-au venit că nu uita! Vrei să fac o poză? Da, dar nu e pentru public, eu o poză. Nu mă să fac aici. Stai să știm camera, sunt curat. E marocă? Stai că Andrei, așa un pic, e contra soarelui, știi? Și... Ok în cameră, amândoi. Nu, nu postăm pe social. Nu postăm. Da, nu s-o postit deloc. Ăsta portret și ăsta... Ăsta spune nimic. Ăsta da. Portret și ăsta cu fel. Eu am... Ați mască. Denis, gata. Stai. Давайте немного подождем. Слышите? Андрей. Ай, спи машину. Рашине!
era unul, era unul cu fix așa ca tine, știi? Mă rog. Cum adică? Și Griescu, deci Griescu. Așa frumos ca mine? Da, 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 așa frumos ca tine. Este a doilea așa frumos ca mine? Cămunt, dar și pizda, mă, să nu-i răspunde. Cămunt nu ești tu. Да, сейчас посылаю.